Ce te-a determinat să consumi astfel de substanțe? Curiozitate, cred. Cum te simți în momentul în care consumi etno botanice? În cazul meu, anturajul foarte mult. Deci dacă eram cu persoane cunoscute, era ok. Dacă eram în locuri care nu le cunoșteam și nu cunoșteam oamenii, era o stare de paranoia și aș putea să spun, nu am putut să dorm, am avut multă treabă de făcut, n-am putut să mă concentrez la ce aveam de făcut. Vorbești în continuu și strângi din dinți, deci e o stare ok în momentul ăla, dar, nu știu, pe urmă nu mai era la fel. Și mai ales în ziua următoare când trecea efectul, eu personal am plâns 2 zile în continuu, n-am putut să dorm. Am luat și niște medicamente care ar fi trebuit să-ți provoace somn, dar degeaba, deci nu merge nimic. Trebuie să stai, să aștepți, să treacă tot. Ai văzut persoane care au ajuns în stare critică din cauza etnobotanicilor? Da, am văzut persoane foarte apropiate care au ajuns la psiholog, psihiatri, intervenții medicale, spitali, internări. După ce fumezi sau știu eu ce faci, ce tragi pe nas sau ce faci, nu mai poți gândi, nu mai ești tu, în câteva cuvinte, nu mai ești om.